Școlile, grădinițele și cluburile de copii din toată țara primesc o sumă record de peste 1 miliard de euro pentru modernizare. Guvernul a aprobat un proiect prin care clasele pot fi digitalizate și dotate cu mobilier nou, iar laboratoarele primesc echipamente. Totul din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență, dar primăriile trebuie să depună proiecte. Bani europeni se dau și pentru izolarea termică a blocurilor vechi în care oamenii tremură de frig. Banii pentru școli vor fi acordați în cadrul unei competiții de proiecte. Sunt vizate trei tipuri de investiții. În primul rând, calculatoare și alte echipamente digitale pentru mii de școli și laboratoare de informatică, inclusiv din școlile profesionale. 75.000 de clase, ori săli de sport, vor primi bani pentru mobilier nou și 10.000 de laboratoare. Și 900 de ateliere de practică din rețeaua învățământului profesional și tehnic vor primi de asemenea finanțare pentru echipamente. Pentru prima dată în istoria educației, alocăm peste 1 miliard de euro, valoare eligibilă din PNRR, fără TVA, pentru dotarea unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe. Proiectele pot fi depuse până pe 19 martie. Autoritățile au lăsat mai mult timp pentru că urmează și sărbătorile de iarnă. Până atunci însă, atenție, directorii și administratorii de școli trebuie să facă liste cu echipamentele necesare pe care să le prezinte inspectoratului școlar pentru aviz. Practic, inspectoratul confirmă că acele nevoi sunt reale. Informațiile ajung apoi la primărie, care trebuie să centralizeze datele de la toate școlile pe care le au în subordine și să depună un singur proiect online pe platforma PNRR. Școlile din zone defavorizate vor primi punctaj suplimentar. În ședința de guvern a fost aprobat și un proiect pentru creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe, tot cu fonduri europene. De la lucrări la fațada blocurilor de anvelopare termică până la partea de tâmplărie, sistemele de încălzire comune ale blocurilor, inclusiv pot fi executate lucrări la subsolurile blocurilor, inclusiv, dacă e cazul, panouri solare. 90% din cheltuieli vor fi acoperite din fonduri europene nerambursabile, 7% sau chiar mai mult din bugetele locale și până la 3% pot fi cheltuieli ale asociațiilor de proprietari. De altfel, asociațiile de proprietari trebuie să depună solicitări la primării care vor depune proiectele pentru finanțare. Această măsură are alocată suma de 1,25 de miliarde de euro potrivit guvernului.